părere aveți despre corupția din Republica Moldova? Corupția există și în Moldova, există și în România și în alte state, dar ea este mai pregnantă în statele care provin din fostul bloc comunist, bloc totalitar. Este inacceptabilă corupția în administrația publică, în mediul politic și în justiție. Corupția, practic, este un fel de cancer pe care trebuie să-l tratăm în fiecare zi cu un antidot. Lupta anticorupție nu este o chestiune care să se sfârșească printr-o anumită reformă sau după o anumită perioadă de timp, ci este o chestiune cu care trebuie să se confrunte sau pentru care trebuie să lupte și cetățeanul obișnuit și toate instituțiile statului, în special cele din sistemul de justiție. Adică mă refer aici la poliție, la CNA, la procuratură, la judecător, desigur. Soluția ar fi, unul, schimbarea mentalității cetățeanului, să știe că și a da mită ca și a lua mită este la fel de grav, și, în al doilea rând, o eficientizare a acțiunii tuturor organelor de justiție și polițienești implicate. Și, în primul rând, curățirea din interior a organelor de justiție și polițienești. Adică, pentru mine este imposibil să cred că poate fi combătută corupția dintr-un stat, de exemplu, dacă ai corupție în mediul polițienesc sau de justiție.